Salut și bine v-am regăsit la o nouă rețetă prezentată de Melissa. Este o rețetă simplă, cu ingrediente puține și care se face foarte, foarte simplu. Practic trebuie să amestecate toate ingredientele și puse la cuptor. Bine, la cuptor e acolo puțin mai complicat, dar nu foarte complicat dacă sunteți puțin atente la filmuleț sau atenți dacă sunt și bărbați care ne urmăresc. Vom pregăti din nou o rețetă din cartea de bucate pe care a primit-o Melissa de ziua ei și anume cheesecake. Așa că haideți să nu mai lungim vorba și să începem. În primul rând trebuie să punem 1 kg de quark. Nu știu dacă are altă traducere în limba română, se găsește în supermarketuri la secțiunea de lactate. Și trebuie să puneți 1 kg, adică 2 cutii din acestea mari. Nu știu dacă ar merge și cu altfel de brânză, smântână, iaurt. Așa scrie în rețetă, trebuie quark din acesta. O să vă las link în descriere ca să vedeți exact despre ce este vorba, să știți ce să căutați. După aceea adăugăm ouăle și anume 6 ouă. Pentru că uneori ne mai cad cojițe și eu vreau să o las pe Melissa să desfacă toate ouăle, le punem separat în castronel să ne asigurăm că nu sunt coji și abia după aceea punem în bolul în care vom amesteca toate ingredientele. Și cred că este un lucru care îi place Melissei foarte, foarte mult, să spargă ouăle. Bine, să le desfacă, că desparti le sparg eu cu un cuțit. Dar ei îi place foarte mult, chiar dacă se murdărește și după fiecare ou trebuie să se șteargă pe mânuțe, este o activitate care ei îi face mare, mare plăcere și cred că nu este greu pentru copilași să facă lucrul acesta și se distrează, învață lucruri noi, din ce în ce mai bine desface ouăle Melissa, cel puțin, adică am observat o evoluție din punctul acesta de vedere. Da, haideți să revenim la rețetă. 6 ouă a trebuit să punem. Ouăle ar fi bine să fie la temperatura camerei, ca și untul de altfel pentru a-l putea amesteca, dar vom ajunge și acolo. Punem 2 măsuri de făină, asta însemnând 140 de grame de făină albă. Dacă nu aveți aceste măsuri, care vin cu cartea de bucate de altfel. Deci 140 de grame de făină albă trebuie să folosim. Eu folosesc făină 645, dacă nu mă înșel. Sper să nu spun prostii, dar parcă așa țin minte. Așa, punem și 2 măsuri de zahăr, asta însemnând 220 de grame de zahăr, pentru că zahărul este mai greu decât făina, chiar dacă punem tot 2 măsuri, vom avea 220 de grame de zahăr. Dacă vi se pare că este mult zahăr, puteți să puneți mai puțin, să puneți după gustul vostru, poate și 150 de grame ar ajunge, dar noi am făcut așa cu 220 de grame de zahăr. După ce am adăugat zahărul, adăugăm untul pe care l-am tăiat cubulețe mai mici, l-am lăsat la temperatura camerei astfel încât să se înmoaie un pic, să-l putem după aceea amesteca cu mixerul și cartea aceasta are rețeta explicată pe pași și este foarte ușor de urmărit și pentru copilași. După care punem 2 măsuri galbene de praf de copt, asta însemnând jumătate de pachet de praf de copt. Cam atâta ar veni, dar noi punem bineînțeles cu măsurile pentru că asta este ideea, să facem rețetele împreună, să poată și Melissa să facă cât mai multe. Bun, am pus 2 pliculețe de zahăr vanilat, deci nu vanilinat, ci zahăr vanilat, are bucățele mici de vanilie înăuntru, îl găsiți tot la secțiunea de prăjituri în supermarketuri. Sau puteți să puneți în loc de 2 pliculețe de zahăr vanilat, puteți să puneți o esență de vanilie dacă doriți și așa arată toate ingredientele înainte să băgăm mixerul. Deci, practic, rețeta este foarte, foarte simplă, trebuie să vă cântăriți ingredientele și să le puneți pe toate într-un
castronel, după care să le amestecați, să omogenizați totul foarte bine cu mixerul. Și lucrul acesta îi place Melisei foarte mult, dar bine, îi obosesc mânuțele, deja după 30 de secunde nu prea mai putea să țină mixerul și am ajutat-o eu, dar îi place foarte, foarte mult să facă lucrul acesta. Și practic după ce ați omogenizat acolo, ați amestecat bine toate ingredientele, va trebui să aveți pregătită o formă pentru tort, care să meargă la cuptor. Eu am o formă de tort cu pereții detașabili pe care am uns-o cu puțin unt, însă fiind forma mea foarte, foarte veche și folosită foarte mult, nu mai închide etanș, adică se mai scurge puțin și atunci, ca să nu murdăriți cuptorul în cazul în care aveți aceeași problemă ca mine, recomand să puneți o tavă sub forma de tort și atunci dacă se scurge ceva să se scurgă în tava respectivă. Așa am pus toată compoziția pentru cheesecake în tava pentru tort, ca să-i spunem așa. Și Melissa spunea că durează foarte mult până golește acolo, până curăță castronul, pentru că după cum vedeți e destul de mare spatula aceea și o mănuiește cam greu, dar învățăm. Cu pași mici învățăm. Nivelăm totul dacă mai este nevoie și, bineînțeles, bucătărea sa trebuie să guste. Cred că este plăcerea copiilor și mie îmi plăcea să gust și să ling paletele de la mixer și castron și absolut tot. Bun, și acum se introduce cheesecake-ul la cuptor pentru prima dată și va trebui să stea în cuptor o jumătate de oră, 25 de minute, jumătate de oră, aproximativ, după care va trebui să scoateți și să lăsați să se răcească, să se odihnească, să-i spunem, aproximativ 15 minute pe masa din bucătărie sau, eu știu, pe dulapul din bucătărie, să se odihnească aproximativ 15 minute. Vedeți că nu este complet făcută, nu înțeleg sincer de ce trebuie să stea să se odihnească puțin, dar așa este rețeta, așa am făcut și noi și eventual să băgați așa cuțitul pe margine și să curățați, să desprindeți de forma de tort, după care mai introduceți la cuptor pentru vreo 25 de minute. Adevărul este că la mine a stat puțin mai mult de 25 de minute, că am uitat un pic, dar nu s-a ars, doar s-a rumenit puțin mai mult și trebuie să lăsați, când este gata, să lăsați în cuptorul oprit pentru aproximativ o oră să se răcorească frumos în cuptor și veți vedea că s-a lăsat, nu a mai rămas așa umflat cheesecake-ul. Vă spun sincer că am mai făcut prăjitura asta și mi-a ieșit mai frumoasă, dar am uitat de data aceasta de în cuptor, dar nu avea gust de ars. Era doar puțin rumenită. Bineînțeles, am servit-o cu zahăr pudră deasupra. Am avut și o fetiță invitată în ziua aceea. A venit la Melissa în vizită și m-a ajutat să închei filmulețul Rebecuța. Așa, a pus și ea puțin zahăr pudră, puteți să puneți zahăr pudră sau nu, mai mult sau mai puțin zahăr, puteți să puneți și fructe proaspete dacă doriți sau cred că ar merge și puțină Nutella sau dulceață sau ce idee aveți, puteți să le puneți în practică cu această prăjitură, dar vă spun sincer că este delicioasă așa, fără absolut nimic, doar cu puțin zahăr pudră. Și după cum ați văzut, se face destul de ușor, doar că e chestia asta cu băgat în cuptor, scos să se odihnească și băgat iar în cuptor și lăsat să se răcească în cuptor. Atâta ce e mai complicat. Oricum o să vă scriu ingredientele și toate detaliile în cutiuța cu descrieri. O să vă las și link și către carte și către acel quark ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Poate găsiți și în România. Eu sincer nu știu, pentru că nu am căutat niciodată așa ceva în România, habar n-am dacă se găsește sau dacă se numește altfel. Cred că ar merge și cu brânză de vaci, sinceră să fiu, sigur ar merge cu brânză dulce de vaci. Acum, na. Dacă încercați și voi această rețetă, nu uitați să îmi dați un tag sau să-mi trimiteți o poză pe Instagram. Pe Instagram intru cel mai des, pe Facebook intru mai răruț, ce-i drept.
dar pe Instagram intru destul de des și dacă faceți și voi acest cheesecake, vă rog să-mi trimiteți și mie o poză să văd ce v-a ieșit. Sper tare mult că v-a plăcut rețeta, sper că o veți încerca, sper că v-a făcut plăcere să petreceți timp alături de noi. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Ah, și bineînțeles, dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, nu uitați să vă abonați, pentru că vom mai posta și rețete și alte filmulețe. Îmi pare rău că nu se poate comenta să-mi spuneți și voi ce ați mai vrea să vedeți pe canalul meu, dar încerc eu să-mi dau seama în funcție de like-urile voastre, de vizionări, cam ce vă place și atunci să postez filmulețe de genul acesta. După cum vedeți, fetele m-au părăsit, am rămas singură acolo să mănânc tortul, cheesecake-ul, care a fost delicios. Da, gata, nu mă mai lungesc, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!